Bună ziua tuturor! Ne-am obișnuit deja că periodic să tot auzim despre cum unele sectoare ale economiei naționale sunt monopolizate și servesc interesele anumitor grupuri în detriment intereselor statului și ale cetățenilor. Am vorbit acum două luni despre monopolizarea pieței metalelor și fraudarea întreprinderii de stat metal feros. Astăzi însă vreau să prezint atenția dumneavoastră detalii despre un alt fenomen al economiei moldovenești, loterie și jocurile de noroc. Vă amintiți probabil epopeea de la finele anului 2016, atunci când liderii neformală guvernării de la aceea vreme au decis să asaneze moral națiunii și au anunțat despre interzicerea industriei jocurilor de noroc. Mai târziu însă s-au răzgândit și au decis că domeniul trebuie să fie monopol de stat. S-a sfârșit toată epopeea cu trecerea acestui sector al economiei către un parteneriat public-privat. Prin urmare, au fost operate anumite modificări legislative, după care, la nivel de guvern și instituții cu interesate, au fost aprobate toate bazele normative corespunzătoare. Ministerul Economiei și Infrastructurii a aranjat condiții tehnice pentru potențiale parteneri, astfel încât, de la bun început, să fie excluse din acest sector companiile autohtone. Evident că toate condițiile au fost ajustate pentru o companie concretă, rezultatele concursului fiind previzibile. Procuratura Generală a investigat, în cadrul unui proces penal, traiectoria acțiunilor care a permis prejudicierea bugetului public ca urmare a transmiterii prin diferite scheme dubioase către unele companii străine a controlului în domeniul jocurilor de noroc. Investigația a relevat că anumiți factori de decizie ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, a Agenției Proprietății Publice, alte persoane deocamdată neidentificate, urmărind scopul facilitării unor agenții economici de a obține control în domeniul jocurilor de noroc, folosit intenționat o situație de serviciu, ar fi creat premise pentru preluarea afacerii în beneficiu unui cerc restrâns de persoane prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei, elaborând și promovând cadrul normativ necesar, precum și trucarea unor activități la nivel departamental și interdepartamental. Astfel, prin legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, a fost instituit monopol de stat în domeniu, fiind împotrivite cu organizarea și desfășurarea activității respective Loteriei Naționale a Moldovei, agent economic cu cotă integrală de stat, iar activitatea agenților economici în domeniul jocurilor de noroc a fost sistată cu declararea nevalabilă a licențelor. Concomitent, prin hotărârea Guvernului numărul 237, au fost efectuate modificări în lista lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatul public-privat cu includerea în anexul numărul 1, 2 a serviciilor din domeniul ce constituie monopolul de stat gestionată de Loteria Națională a Moldovei. Ulterior, persoanele menționate mimând activitatea grupului de lucru pentru elaborarea studiului de fizibilitate pentru proiectul servicii în domeniul ce constituie monopolul de stat gestionat de Loteria Națională a Moldovei, au pregătit studiu de fizibilitate și l-au prezentat formal membrilor grupului spre aprobare. În continuare, factorul de decizie a Ministerului Economiei și Infrastructurii, în pofida avizului negativ al Ministerului Justiției, a elaborat și promovat proiectul hotărârii Guvernului, adoptat la 14 august 2017, conform căreia au fost incluse criterii de egibilitate care favorizau un cerc restrâns de companii și anume deținerea licențelor valabile în domeniul vizat, în condițiile în care agenților economici în țară le-au fost retrase licențele. Cifra de afaceri a participantului la concurs trebuie să fie de minim 500 milioane de euro pentru ultimii 3 ani cumulativ. Prezența unui contract valabil pentru ultimii 3 ani cu un post de televiziune, cu operirea națională pentru difuzarea de publicitate și emisiuni televizate în domeniul vizat. Dispunerea de cel puțin 5.000 de automate de joc în operare în diferite state europene. Și să mai fie și producător
de automate de joc. În condițiile expuse, Comisia de selectare a partenerilor privați a adjudicat dreptul de negociere a contractului cu câteva companii cu capital străin. La 20 și 23 aprilie 2018, grupul de lucru a aprobat formal proiectele contractelor negociate și respectiv a abilitat Agenția Proprietății Publice și Lotăria Națională a Moldovei să le semneze fapt care a fost realizat în aceeași zi. Urmarea acțiunilor menționate, deși conform clauzelor contractuale la repartizarea veniturilor din implementare, Lotăria Națională a Moldovei urma să beneficiază de 75% din venituri, iar partenerul privat 25%. În realitate, conform estimărilor specialiștilor, raportul de repartizare a profitului din activitatea de organizare și desfășurare a loteriei este de 11,4% statul și 89,6% partenerul privat, deoarece Loteria Națională a Moldovei suportă costul serviciului de distribuție și cheltuieli pentru fondul de câștiguri. În intervalul noiembrie 2018-mai 2019, din vânzarea biletelor de loterie a fost încasată circa 326 milioane de lei, din care 39,5 milioane de lei au revenit Loteria Națională a Moldovei, iar partenerul privat circa 81,5 milioane de lei. Dezavantajarea Loteriei Naționale a Moldovei se atestă și în sectorul automatelor de joc, fiind atribuit un volum mai mare de obligații și cheltuieli comparativ cu cele ale partenerului privat, iar cota parte din totalul veniturilor brut a jocului care revine Loteriei Naționale a Moldovei este de 51%. Favorizarea intereselor terțelor persoane în detrimentul intereselor statului este evidentă și rezultă din acțiunile reprezentanților autorității publice privind modificarea cadrului legal, soldat cu diminuarea sau eliminarea taxelor pentru activitățile în domeniul jocului de noroc. În concret, pentru seria de modificări legislative operată la această etapă a fost expuse taxele pentru exploatarea automatelor de joc cu câștiguri banești în sumă de 23.100 lei pentru fiecare unitate și 28% din suma totală a mizelor acceptată pentru depunerea mizelor la competiții sportive și de altă natură. Scutirea de TVA, fără drept de deducere mărfurilor și serviciilor importate de către parteneri în cadrul parteneriatului public-privat. Micșorarea de la 18 la 12% a impozitului devenit pentru fiecare plătitor de câștiguri de la jocuri de noroc, cu excepția celor de la loterii și pariuri sportive. Scutirea de taxe unitățile comerciale sau de prestații prestări servicii, persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități de ce constituie monopol de stat. Potrivit datelor serviciului fiscal de stat, suma încăsărilor sub formă de taxe și impozite pentru anii 2014-2015 s-au estimat la 119,2 milioane de lei și 132 milioane de lei. Pe când suma investițiilor preconizate pentru sectorul loteriilor și pariurilor la competiții, evenimentele sportive se estimează la circa 63 milioane de lei. Raportând încăsările din anii 2014-2015, acest compartiment rezultă că pentru anii 2017-2019 bugetul public a ratat venituri de circa 400 milioane de lei. Astfel, direcționarea mijloacelor financiare acumulată sub formă de taxe și impozite din activitatea jocului de noroc până la instituirea monopolului de stat în domeniu era suficientă pentru dezvoltarea sectorului dar de către Loteria Națională a Moldovei, fără cedarea unei cote importante din venituri partenerilor privați. Ca urmare a celor stabilite, Procuratura Generală a inițiat o cauză penală pe faptul abuzului de serviciu comis cu participație de către persoane publice în interes material personal sau în interesul terților, manifestat prin atribuirea în beneficiul unor companii străine, conform schemele dubioase, a domeniului jocului de noroc soldat cu prejudicarea bugetului public național. Precizez că în rezultatul acestui parteneriat public-privat, circa 65 de companii autohtone
шал стопат активитате. Ми диуамин, а урмас ферело курдемунг. Здесь де компании пеше персоане афос илегал трасал распундери пенала. Здесь де интерпрендер, лишь ревиндика пынен президентал министеру финансов, диспогубирили эстиматала миллионе делей, элегатура косистари леченцор, пекаре лау платит ин аванс. И на чего ж тимп, фирме ли коафачере привлечата, а какие-то миллионы делей, пентру аж фача публичтате ла построли радио ши ТВ, афилиатовы читационалу плохотнюк. А часто сунт, результатели реали, але ачелу партнериат публик плеват. Информация диспестария лукрылор, а че секторал экономии, прикумшен колкырили адмисы, и прочесу отраджили партнерилу приватс, а фос экспедиата гувернула. Конкомитент, прокуроре интерпринт о серии диакцион, где урмарили пенала, Петру идентификарят, что траджил распундри пенала, тут урочил импликац, на час и схема криминала. Вы мулцы меня смолут, Петру Атенция, Шевро Контрибер, Лача Субъект. Până acum noi nu am primit niciun răspuns din autoritățile Turciei, dar pot vă spun prima dată astăzi că în afară de Turcia, Procuratura Generală a expediat cererea de extradare posibilă domnul Plahotniuc și din Republica Chipr și din Arabia Saudită. Până acum avem numai răspunsul din Arabia Saudită că domnul Plahotniuc nu a traversat hotarele Arabia Saudită. Suntem în așteptare. Despre cetățeni, cei doi cetățeni care au fost... Noi am vorbit despre subiectul respectiv. Da, dar vreau să vă întreb dacă sunt detalii despre ceilalți doi și mai ales despre Muzărani, care până acum nu este nicio informație despre el. Aveți în vedere cetățenii care au fost... Noi deja am anunțat că publicul, că Procuratura Generală a pornit un dosar penal, noi am creat un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală pentru investigarea cazului respectiv. Noi continuăm activitatea în această direcție. Dacă puteți să spuneți despre cine este vorba concret în acest dosar? Și ce persoane? Aveți în vedere materialul care am prezentat? Лотерея. В первую очередь, есть ворба диспре фактор дечизии в кадру Министерства экономии, камеры лечицери, шиналты институции дестат. La începutul mandatului, eu am anunțat că Procuratura nu va implica în chestiile politice, mai ales în perioada electorală. Asta nu înseamnă că noi nu reacționăm la niște încălcări care posibil poate să fie făcute de politicieni, dar noi nu credem că prin instrumentul Procuraturii sau prin Procuratura trebuie să fie rezolvată problemele politice. Asta este un element care a fost folosit de mult înainte, în perioada statului capturat, când Procuratura a fost un instrument principal pentru înlăturarea concurenței politice, economice și mai departe. În viitor, ceva așa nu va fi. Noi, până deocamdată, nu dispunem informații că domnul Dodon, în perioada când a exercitat funcția de președinte, a prezentat careva materiale. Și dacă dumneavoastră țineți minte, în materiale care au fost prezentat, despre asta nu scrie nimic. Investigațiile de la RAIS nu este o probă? Investigațiile de RAIS, asta este o investigație jurnalistică,
Noi luăm în considerație, din afară de asta, noi trebuie acumulăm alte probe. Vă mulțumesc mult, zi bună în continuare!